Subiectul de astăzi este hemangioamele, niște pete roșii care pot apărea oriunde pe corp și la orice vârstă. Ce le provoacă, cât de periculoase sunt și cum pot fi tratate, ne spune medicul chirurg Artyom Kovila. Bun venit acasă! Aș vrea să facem o definiție a ce înseamnă sau ce este un hemangiom, astfel încât să putem duce mai departe discuția. Deci hemangiomul este o tumoare benignă de origine vasculară, adică provenită din elementele patului microcirculator. Simplu vorbind, sunt niște capilare modificate patologic, așa se spune. Ele sunt genetice sau ele pot să apară pe parcursul vieții? Deci hemangioamele sunt genetic determinate, da? Cauza exactă de apariție a hemangioamelor nu este cunoscută până în prezent. Da. Deci clar că sunt cauzate de niște transformări genetice în perioada intrauterină, dar care gen anume este implicată în procesul de transformare a structurilor vasculare în hemangiom nu este stabilit. Deci, practic să înțeleg că vorbim și despre hemangioamele la nou-născuți. Un copil poate să se nască cu astfel, aceste pete roșii, da? Dar poate să... să-i apară pe corp și pe parcursul copilăriei și adolescenței. Deci trebuie de menționat faptul că nu tot ce este roșu pe pielea copilului este hemangioam. Chiar vă rog să vedem acum depistăm asta. Exact. Adeseori aceste formațiuni se confundă cu malformații capilare. Deci și aici putem să vorbim despre diagnostic diferențiat acestor formațiuni. Deci dacă vorbim de hemangioamele, hemangioamele apar în primele săptămâni după nașterea copilului, inițial ca o maculă roșie, ca o pată roșie care progresează. Deci după ce a apărut hemangiom, urmează stadia de progresie sau evoluție progresivă acestui hemangiom, el crește. Da. Deci de obicei până la un an de viață, da? După naștere. Deci după care urmează perioada de platou. Adică aceste hemangiome se opresc din creștere, nu mai cresc și așa rămân statice timp îndelungat. După care urmează stadiul de regresie spontană a hemangiomelor. Deci aceste formațiuni au potențial de regresie spontană, adică pot să dispară fără niciun tratament aplicat. Dar în 20% de cazuri ele totuși rămân. Am înțeles. E bine că ați menționat faptul că trebuie să facem această diferență între hemangiom și niște capilare, da, care sunt la suprafață. Da, și o remarcă. Eu aș vrea să spun și despre malformații capilare cu care se confundă deseori hemangioamele. Malformații capilare, la fel, sunt niște pete roșii, dar ele sunt congenitale. Copilul deja se naște cu ea, dar la stadii inițiale este foarte asemănătoare cu hemangioamele. Dar malformații capilare, deci manifestă creștere lentă și slab progresiv, așa să spunem, proporțională cu creșterea corpului. Și niciodată nu regresează, ei rămân pe toată viața. Și fără tratament aplicat, nu trec. Haideți atunci să vorbim despre hemangioamele cu care ne naștem, da? Ele se dezvoltă în mărime în momentul în care crește și corpul copilului. Da, sigur. Așa, sigur. Și ce facem atunci? Aplicăm creme, ceva local sau pur și simplu le lăsăm? Deci la moment există trei metode sau trei linii de tratament de bază. Deci este tratament medicamentos cu preparate beta-blocante. Deci aceste preparate sunt utilizate în medicină, special în cardiologie, timp de mai multe decenii. Numai că întâmplător, în anul 2008, de niște clinicieni francezi, deci a fost descoperită acțiunea supresivă acestor preparate asupra hemangioamelor. Ce înseamnă asta? Deci, acțiunea supresivă. Fac ca hemangioma să oprească din creștere și să regreseze, să micșoreze în dimensiune. Okay. Și din anul 2008, deci, aceste preparate sunt introduse în protocolul de tratament al hemangioamelor. Deci asta prima linie de tratament. Da. Da? Deci am vrut să menționez încă un fapt că aceste preparate, în considerație că influențează frecvența contracțiilor cardiace și tensiunea arterială, deci necesită dozare foarte minuțioasă și strictă, care se efectuează în condiții de staționară exclusiv. Am înțeles. Deci a doua linie de tratament, lazeroterapie, care acum în ultimul timp a luat foarte mare amploare. Deci acest tip de tratament este bazat pe reacția de fototermoliză selectivă, adică energia laser este absorbită de către pigment sanguin care se conține în vasele sanguine și face ca vasele să fie coagulate. Deci, în special, acest tip de tratament se aplică pe hemangioamele superficiale, suplate. Bănuiesc că asta, a treia variantă, în ultima perioadă, este din cauza esteticului mai mult. Inclusiv și estetic. Așa. Da. Da. Și ultima, tratament chirurgical clasic, care constă în excizie chirurgicală a hemangioamelor. Care este mai eficientă? Că o să-mi ziceți acum, Toate sunt eficiente, toate, da? Și în fiecare caz individual, deci aceste metode de tratament pot fi folosite izolat sau în combinație una cu alta. Am înțeles. Metodele Băbești, pentru că noi suntem foarte inventivi ca și moldoveni și începem să mergem la bunici și ne spun fie rostopască, fie fel de tratamente locale, cu ierburi, frunze, uleiuri. Ele
nu se recomandă. Așa. Aceste tratamente pot fi iritative și să ducă la complicații, cum ar fi sângerări, inflamații și așa mai departe. Cum se manifestă? Ai o mâncărime sau e pur și simplu această pată roșie? Ele sunt asimptomatice. Practic, dar când se complică, deci provoacă disconfort. La traumatizarea acestor hemangioame, deci pot să apară hemoragii, pot să apară supurații și atunci necesită intervenția medicală. Există zone mai sensibile unde ele apar și zone în care s-ar putea să nu fie? Sigur că da. Am vrut să menționez faptul că aproximativ în proporție 70%, deci aceste hemangioame sunt plasate în părțile vizibile ale corpului, cum ar fi cap, gât, și în proporție mai mică, deci pe trunc și pe extremități. Deci luând în considerație că sunt zone potențial traumatice, așa să spunem. Dar și cu impact psihologic, psihoemoțional. Deci aflându-se deci pe părțile vizibile ale corpului, nefiind tratate și sunt vizibile, deci aceste hemangioame pot influența în mod negativ integrarea socială a copilului. Ați zis mai devreme și de aceste trei modalități de a le trata. Cum este mai bine să începi modalitatea? Sau până la urmă, pentru că este bebeluș, este mic, vedem aceste hemangioame, noi ca în calitate de mame, tați, încercăm să găsim o soluție. Care ar fi corectă în momentul în care copilul s-a născut cu această... De obicei, dacă hemangioamele nu sunt complicate sau nu sunt situate în zonele potențial periculoase, cum ar fi în vecinătatea orificiilor fiziologice, se admite câteodată și tactica expectativă. Adică se poate de așteptat, pur și simplu. Așa. Dacă nu deranjează nici pe părinte, nici pe copil, se poate de așteptat că se treacă de la sine. În caz dacă aceste hemangioame, cum am menționat anterior, sunt situate în vecinătatea orificiilor fiziologice, cum ar fi nasul, ochiul, anus, uretra și așa mai departe, deci ar trebui să fie tactica mai activă de tratament, deoarece invazia sau expansia acestor formațiuni pot influența sau comprima structurile anatomice importante, de importanță vitală. În acest sens, eu vreau să vorbim despre riscurile asociate acestor hemangioame, pentru că vorbim despre cauze, e clar, cauze sunt genetice, dar avem și riscuri în cazul lor. Sigur că da. Care sunt deci ele? Am vrut să menționez și aceste hemangioane pot fi aflate și pe organele interne, așa, nu numai externe. Și în special, dacă pe corpul copilului noi depistăm 3 și mai mult hemangioame mici, este probabilitate foarte mare că sunt hemangioame și pe organele interne. Și atunci avem nevoie de investigație suplimentare pentru a confirma sau confirma acest fapt. Eu vreau să ne spuneți despre ce investigație avem nevoie, pentru că bănuiesc că o simplă analiză de sânge nu ne ajută. Nu reflectă, clar. Deci începem cu simplă ultrasonografie abdominală. Deci, de obicei, hemangioamele sunt aflate pe organele parenchimatoase, cum ar fi ficat, rinichi, splină, plămâni, deci ultrasonografie abdominală, deci asta fie primul pas. Primul. În caz dacă sunt careva suspecții, atunci mergem la investigații mai complicate, cum ar fi rezonanța magnetică nucleară, tomografie computerizată, în regim angiografic și așa mai departe. Ele se hrănesc cu ceva? Cu sânge. Cu sânge. Fiind formate deci, din vasele sanguine. În cazul ăsta, trebuie să avem și o dietă, poate, pentru a lichifia sânge, pentru a-l face mai nu atât de gelatinos. Întreb și eu acum, ca un simplu muritor care nu cunosc. Nu, n-are nicio repercusiune. Bun. La copii, deci am înțeles. Părinții, cum trebuie să acționeze? E voie să faci această ultrasonografie la bebeluș pentru a depista, da? Începem cu o consultație simplă, la medicul specialist. Deci orice copil, având hemangioame, trebuie să fie la evidență, la medic, chirurg, pediatru sau pediatru, evident. S-au întâmplat cazuri în care copiilor au fost extrase sau, cum ați spus mai devreme, chirurgical aceste pete roșii? Da, sigur, ele se operează. Da. Și rămân cu cicatrici? Da, asta unicul neajuns la tratamentul chirurgical, cicatricile rămân pe viață. Odată ce le scoateți, văd și cei de acasă imaginile, mai este posibilitatea să reapară? Câteodată recidivează, da. Recidivele sunt posibile. Tot pe același loc sau în altă parte? Da, tot pe același loc. Destul de ce se întâmplă acest lucru? Că bănuiesc și modul de viață acționează sau nu neapărat? Deci dacă nu se înlătură în totalmente elementele, ceea ce e foarte greu de determinat într-un operator, dacă ceva rămâne, deci aceste muguri pot să dai naștere la un nou hemangiom. Deci recidivele sunt posibile, asta e cert. Ce alte aspecte importante trebuie să cunoască oamenii, mamele, chiar și adulții care au aceste hemangioame? Unde trebuie să atragă atenție și când să bată semnalul de alarmă astfel încât să se ducă la un medic? Deci în caz de apariție hemangioamelor, da, sau a primilor simptome, manifestări pe pielea copilului, deci trebuie să fie adresate la medic. Și sunt niște factori de risc care poate să ne pună în gardă. Deci copiii născuți prematuri sunt predispuși pentru formarea hemangioamelor, dar și fetițele suferă de 3 ori mai des decât băieții. Am înțeles. Eu v-am întrebat mai devreme pentru că estetic îmi dau seama că poate nu arată bine și atunci fel de creme nu ajută aici. Din păcate, nu.
Deci nu există ceva, o substanță, o pastilă miraculoasă. Medicul va indica clar care este modalitatea. Exact. Fiecare caz individual se utilizează, adică se alege tactica. Ele sunt de mai multe tipuri, aceste hemangioame? Intern și extern am înțeles, dar poate există... Ele diferă după dimensiuni, după localizarea anatomică, deci poate fi superficiale, poate fi adânci, poate fi mari, mici. Am înțeles. Pentru că, de exemplu, imaginea pe care o au văzut și cei de acasă și o vedem și noi, care este riscul imaginii respective? Că mă uit la ea și din ea încerc să înțeleg. La imagine, adică, sau nu vă puteți da seama după imagine? Dacă e hemangiom sau da, nu? Da, adică dacă e hemangiom și cât de grav este? De obicei, la prima vizită, da, este clar prognosticul, așa, să spunem, și în dependență de care putem să alegem tactică respectivă tratament. Am înțeles. Deci, clar, mergem la un medic. Asta este sigur consultația da. Care o să ne, deci o să ne spună. Pas, da. După da. Care facem ultrasonografie și în funcție de asta... Medicul deja spune mai departe, elaborează tactică de tratament. Ca să-i liniștim pe cei de acasă, asta așa, ca să încheiem, să-i liniștim. E tratată, nu e nimic grav. Este tratabilă, cu siguranță, și este un moment important, deci aceste formațiuni nu malignizează niciodată. Deci putem să liniștim părinții, deci nu se transformă în cancer. Deci sunt tumorele exclusiv benigne care se tratează. Perfect. Eu sper că pe nota asta pozitivă să încheiem discuția, însă noi vă mai așteptăm acasă cu informații, pentru că și noi descoperim odată cu invitații noștri foarte multe lucruri interesante și vă mulțumim pentru asta. Mersi mult!